Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Viața satului Botoșănean. Și de această dată ne-am deplasat în teren la exploatația unui fermier botoșănean de succes. Vorbim de stânca de această dată, de domnul Petre Ciornei, care ne-a primit aici la dumnealui acasă. Bună seara, bine bună seara. V-am găsit! Bine ați venit! Dacă ne puteți spune, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, cu ce vă ocupați dumneavoastră și care este amploarea afacerii pe care o aveți aici pe malul Prutului? Mă ocup cu cultura vegetală, la o scară de 500 de hectare pe una din firme și pe una din firme la 700 de hectare. O suprafață foarte mare. În total 1300 de hectare. Cam ce culturi preferați dumneavoastră? Nu mergem pe monocultură, deci semănăm toate culturile, aproximativ toate. Pentru că este posibilitatea unui an secetos o cultură să meargă și una nu. Dacă mergi pe o singură cultură, ai ocazia să dai kicks. Așa, la una pierzi, la una câștigi, se îmbracă una cu alta. Aici pe malul Prutului, care este cultura preferată a fermierilor în general? Porumbul și floarea soarbe. Sunt și cele mai profitabile, bănuiesc. Absolut. Așa. Ce înseamnă să fiți administratorul unei ferme atât de mari? Ce presupune acest lucru? Păi vă dați seama, timp și bani. Timp înseamnă că să neglijezi familia de la 6 dimineața până la 10, 11, 12 noaptea, până închizi poarta societății și pleacă ultimul angajat acasă. Eventual să faci schimbul 2, dacă lucrăm în două schimburi, o serie duci, o serie aduci. Și bani înseamnă leasinguri, înseamnă credite bancare, înseamnă investiții în terenuri, în echipamente și, nu în ultimul rând, în specialiști, în oamenii care sunt o mare problemă. Ne spuneați într-adevăr că este vorba de timp. Mulți, când se gândesc la mari fermieri, la cei de peste 1000 de care exploatează peste 1000 de hectare, și imaginează că, nu știu, stau la un birou și oamenii lucrează sau fac toată treaba în locul lor. Am găsit multe exemple în care patronul se sună. Într-adevăr, sunt mari fermieri, marile companii care își permit să stea într-un birou și să coordoneze treaba de pe laptop, să dirigeze, dar lipsa de personal calificat în agricultură, de ingineri, specialiști care să-ți facă treaba în teren, duce că trebuie să stai zi și noapte între oameni și între utilaje, să meargă treaba altfel. Știu că este o criză a forței de muncă, într-adevăr. Foarte mare. Nici măcar necalificată nu se mai găsește. Nici necalificată. Deci avem utilaje care, deci un tractor care costă 280.000 de euro și ești nevoit să pui, să-l duci la calificare, să-l califici, să-l specializezi și într-o lună, două, dacă ceva nu-i convine sau l-ai supărat, nu i-ai dus meniul la ora 14 și ai întârziat 10 minute sau așa, s-a pus cheia și a plecat. Nu-l interesează nici contract de muncă, nici nimic. Deci nu poți să-l forțezi să stea angajat la tine. Bun, vorbeați, deschis un capăt de discuție cu utilajele. Ce înseamnă pentru un fermier, pentru o fermă profitabilă, utilajul de calitate? Ce utilaj aveți dumneavoastră? Cam ce costuri implică? Am investit undeva la 800.000 de euro în 3 combine clas, 2 Lexion și un Tucano. Deci unul dintre Lexioane este 2014, unul este ultima generație Lexion, anul 2016. Dar întâmpin foarte mari probleme la ceea ce înseamnă calitatea acestor utilaje. Adică mai exact, ce înseamnă? Mai exact. Deci am achiziționat combina în 2016 cu un credit bancar de la IKB în sumă de 283.000 de euro. M-am deplasat la o prestare de servicii sub contract la Tulcea și la 30 de euro, la 30 de ore de funcționare mi-a căzut pompa din alt și injectoarele. Deci asta a însemnat 10 zile să stai între tarlale, la 40 de grade afară, cu combina pe marginea tarlale. Și la ce preț? Cât ați dat pe ea? Păi am dat 283.000 de euro. Și la prețul ăsta? La prețul ăsta am așteptat 10 zile să-și facă intervenția specialiștii de la CLAS, în colaborare cu Emeria, care face servisarea la motoarele caterpillar, că sunt unici pe România, Emeria București. 10 zile înseamnă 300 de hectare care m-au tras în jos, care n-am putut să fac prestarea la timp. Am pierdut contractul la Tulcea, am pierdut contractul după aia la Plantagro, că se lega unul de altul.
Mai exact, am pierdut și la mine ca să-mi prestez serviciile de recoltat pe... Că era chestia că făceam întâi tulcea, care era cu 2-3 săptămâni înainte, veneam la Vaslui și după aia la Botoșani. Să înțeleg că s-a tradus în pierderi de 10, aproape 100 de mii de euro. Exact. Sunt probleme care le întâlnim zilnic la servisarea combinilor clas. Zilnic. Și culmea, sunt atât de scumpe și considerate vârf de gamă. Și... Sunt vârfuri de gamă, într-adevăr. Sunt cele mai buni combini din timpurile noastre, momentan. Dar cu mari probleme, ce înseamnă servisare, ce înseamnă piese de schimb, ce înseamnă rapiditatea cu care ești servisat, chiar și în garanție sau post-garanție. Da, asta într-adevăr este o provocare uriașă pentru un fermier. Exact. Deci ajungi cu banul tău, cu un utilaj nou. Deci în vorba aia nu e, un utilaj nou, adică da. Un utilaj de aproape 300 de mii de euro, ajungi, te rogi de echipa clas să vină să-ți facă servisul. Deci întâmpin probleme. Ba că Audi pus în funcțiune alte utilaje noi, ba sunt pe teren, ba că nu cuprind amploarea servisului, că vă dați seama, au vândut combin, nu glumă. Și n-au oameni unde ajuns să-ți facă servisul. Și stai zile întregi cu combina pe marginea asfaltului și aștepți echipa de la clas să-ți facă intervenția. Am observat și probleme la învelope. Vis-a-vis de învelope nu mai vorbim, dar vis-a-vis de structura unei combini noi, deci au intervenit fisuri în structura combinii, în șasiul combinii. Deci la niciun an de zile de funcționare a venit echipa de la București de la clas, mi-au sudat șasiul în argon, au dat cu vopsea, am bătut palma și au plecat. Cu alte cuvinte, a cedat efectiv șasiul după, după un an? Nici după un an de zile mi-au cedat șasiul, dar nu numai asta. Începând de la cărucioarele de transport header, începând de la anvelope, începând de la tot ce înseamnă utilaj, nu mai ai garanția că acest utilaj își va achita ratele, deci în timp, de 5 ani de zile, eu trebuie să o achit. Deci combina asta în 5 ani de zile trebuie să producă suma care eu trebuie să o dau la bancă. Deci în momentul în care se strică, nu mai produc bani. În momentul când nu produc bani, nu mai am de unde plăti rata. Da, pentru că, într-adevăr, cum spuneți, este vorba, apropo, de a doua componentă. Prima componentă era timpul, exact. A doua este... Este partea financiară și orice fermier mare lucrează cu credite, exact. Care băncile nu au răbdare. În schimb, dumneavoastră trebuie să aveți răbdare pentru orice service sau... Deci, o rată neplătită la scadență, deci înseamnă 15 zile de întârziere îți introduce primul bilet, 30 zile de întârziere al doilea bilet și la 60 zile de întârziere deja îți ridic utilajul, rămâi fără utilaj și pierzi tot ce înseamnă avansurile și ratele care le-ai plătit până acum. Am înțeles. Cu alte cuvinte, poți să închid o afacere, o serie de inexactități de genul ăsta. Sunt mulți fermieri care au rămas în secunda 2 fără utilaj datorită că nu au avut ce plăti ratele. Au fost și câțiva însecetoși, vorbim de 2015-2016, și nevădit am ajuns în situația în care nu ai bani. Că efectiv dacă nu produci, combina nu-ți merge, producție nu faci, nu ai de unde plăti rata. Bun, haideți să vorbim un pic de afacerea dumneavoastră. Cum ați început să dezvoltați o afacere profitabilă, puternică în domeniul agriculturii? Am început cu 4 combini românești, vechile combini C14 și cu 10 tractoare românești achiziționate. U650. U650. Deci la momentul ăla, acum 15 ani, gândeam că copiii mei vor folosi aceleași combini. Ne-am dezvoltat foarte repede ca nații. Deci am tins, am muncit zi și noapte, am intrat sub politica asta a creditelor bancare, am achiziționat utilaje noi ca să putem să ținem pasul cu străinii ăștia care au acaparat zona. Eu știu, nu v-a fost frică când v-ați apucat de agricultură, pentru că e un domeniu care depinde așa un pic și de doamne, de ploaie, de... Drept să vă spun, am făcut-o fără niciun resentiment, că voi pierde tot sau voi câștiga o avere. Deci am făcut-o, cum s-ar spune, habotnic, așa, de zi și noapte pe câmp, altceva, din pasiune. Politica, din pasiune. Cum ai fi injectat cu un drog din asta să faci agricultură? Am înțeles. Deci, indiferent că pierzi, câștigi, mergi înainte. Cu cât ați început, la cât ați ajuns acum? Spuneți că aveți 1300 de hectare în total în momentul de față. De la ce ați pornit? Am pornit de la câteva hectare pe zona Manoleasa-Sadoveni. Într-adevăr, am avut și un feșnic bun pe domnul Vădăni, pentru că la timpul ăla, acum 20 de ani, lucram pentru el
ca șofer, îi căram lui producția la Vaslui la Iași, eram, cum s-ar spune, angajat la el. Da, așa ați furat meserie. Așa am furat meseria. Deci el a fost coordonatorul și mi-a coordonat primii pași în agricultură, în a face agricultură. El m-a învățat ce înseamnă să pierzi tot, el m-a învățat că bate gheața și nu câștigi nimic, el m-a învățat ce înseamnă să ai 5 hectare într-un loc și 10 să le ai peste 10 dealuri în alt loc, în momentul în care pierzi aici, câștigi acolo. El m-a învățat că dacă pui floarea soarelui și o pierzi, îți rămâne soia, deci să ameni cultura diversificată, să nu te bazezi pe o singură cultură. Da, pentru că, într-adevăr, se poate pierde tot. Și de la el, deci primii bani care i-am făcut datorită lui. El mi-a dat sămânță, el mi-a dat lecțiile de viață în agricultură. Dumneavoastră, în momentul de față, folosiți sămânță, eu știu, de import, mai românească? Nu mai sămânță certificată. Deci este o mare problemă, exact cum era proverbul ăla, ce sameni aia răsare. Uh-huh. Deci pui, faci agricultura ca la carte, roadele sunt ca la carte, mulțumitoare, altfel. Deci da. Dacă nu semeni ce trebuie, nu vei recolta niciodată ce trebuie. Bun, în momentul de față, care este, în general, producția la hectar? Care, cum merg lucrurile anul acesta? Am avut culturile de primă, de toamnă, ceea ce înseamnă grâu și orzul, afectate de seșta din primăvară, dar undeva mulțumitor. Deci am făcut și producții să satisfacem, să acoperim cheltuielile care le-am efectuat cu înființarea acestei culturi. La culturile de toamnă stăm super ok. Floarea soarelui este regina, bănesc. Floarea soarelui și porumbul. Deci, am cred că doborâm recordurile care le publica Ceaușescu de 15 tone, 14 tone de porumb, că noi la timpul ăla spuneam că sunt povești. Deci nu sunt povești, sunt realități în teren. Sunt realități, deci vor fi producții record. Deci care nu au fost anul acesta pe malul Prutului. Anul acesta vorbim de floare și porumb. Producții care nu au fost, nu s-au registrat niciodată. Pe zona Botoșani, poate pe zonele irigate, Brăila, Tulcea, partea aia, presupun că am mai avut, dar aici nu. Dacă ne puteți spune, eu știu cât de important este folosirea unei tehnologii superioare și care este diferența dintre agricultura de acum 27-30 de ani, să zicem, și cea practicată de acum de mari fermieri. Ținând cont că trăim și în secolul vitezei, vă dați seama că parcă zilele zboară, și la suprafețele care lucrăm, nu ne mai permitem să pierdem timpul. Deci să lucrezi cu un utilaj din ăsta, să zgârii pământul cu un 650, să faci 3 hectare la zi, în condițiile în care faci 20 cu un tractor din ăsta performant. Deci este vorba de timp. 2. Este vorba de acel om, specialistul care îl pui pe tractor. Nu mai găsești specialist, deci omul ăla să-l urci pe un 650. Nici dacă îi dai 2000 de euro pe lună. Nu se mai urcă efectiv, el nu mai vrea. Vrea tractor cu aer condiționat, vrea tractor performant. Orică, așa e în mentalitatea lui. Deci pentru tractoarele românești, dacă îi dai 2000 de euro și îl pui aici așa, nu o să îl aduci, nu se urcă pe el. Un tractor, da, românesc. Nu se mai urcă, nu mai avem specialiști pentru hărburi, cum să spun. Am înțeles. Deci trebuie să ne cotăm la utilaje noi și performante. Știu că irigațiile reprezintă o problemă în România. Ele nu reprezentau înainte. Reprezintă. Deci factorul apă este vital în agricultură. Dar singura problemă că dețin aici pe zona stânca unde domnul Daia a făcut luna trecută inaugurarea la canalul de irigații, stația de la jos de pompare, dețin undeva la 150 de hectare pe stânga-dreapta canalului de irigat. Deci sunt irigabile. De la anul încep să pompeze apă pe suprafețele care le-am. Da, pentru că mulți vorbesc de agricultura occidentală care nu prea ține cont de vreme, adică prea puțin ține cont de vreme pentru că au toate aceste facilități. Da. Un avantaj îl avem datorită Prutului, care că plouă, că nu plouă, deci sunt diminețile astea răcoroase cu o rouă care înseamnă foarte mult pentru noi. Deci ține terenul de pe malul Prutului, este un teren diferit față de celelalte zone. Am înțeles, și care se pretează puternic agriculturii. Exact. Observăm că aici este cea mai mare concentrare, de fapt, de producții agricole și de mari fermieri din județul Botoșani, aici, pe malul Prutului. De la, mai exact, de la Darabani în jos până la Iași sau până la Galați, deci este cea mai concentrată zonă.
cu zona de lângă Prut, cu fermieri care între 500 au suprafețe între 500 și 1000 de hectare sau 2000 de hectare. Cum ne situăm noi ca județ, așa, din ceea ce ați observat prin țară, la nivel agricol? Înainte ni se spunea că eram bărăganul Moldovei. Devenim. Suntem în... Ne revenim, cum s-ar spune. Am fost bărăganul, Moldova a fost numit bărăganul din așa, dar în cel mult 3 ani de zile revenim înapoi la producțiile cele mai mari. Iar malul Prutului Bănesc este... prielnic pentru agricultură. Am înțeles. Și el este cumva coloana vertebrală. Păi dacă nu reprezenta zona Botoșani, o zonă pentru agricultură, dacă nu era atât de mare interes, n-aveau căutat firmele astea mari să se concentreze în județul Botoșani. Eu știu, ce a reprezentat apariția marilor investitori străini în zonă? Pentru că la un moment dat știm că a fost o întreagă nebunie. Străinii vin, ne iau pământul. Și ce a reprezentat acest lucru pentru economia rurală? Mai mult decât o provocare. Eram învățați să stăm așa, să așteptăm să ne cadă ceva din cer. Momentul în care au ajuns străinii ăștia și te trezeai cu pământul de la părinți, de la bunici, de la rude, vine și ți-l ia americanul sau italianul sau așa, deci o băgat injecția asta în român. Băi, îmi ia pământul, hai să fac și eu ceva. Și ne-au dus și pe noi în partea asta cumpărării de terenuri, că altfel eram monotoni. Am înțeles, practic a stimulat cumva. Exact. Și cu alte cuvinte, fermierul a trebuit să țină și pasul prin tehnologizare puternică. Absolut, că dacă nu ai tehnică, nu ai cum să te încadrezi la o producție cu cheltuieli mici. Care, ce utilaje în general se pretează pentru județul Botoșan? Că eu am auzit că au fost și firme care au dat greș cu anumite tipuri de utilaje, în sensul că nu erau adaptate cumva acestei zone. Singura problemă, toate utilajele astea care vin din țările occidentale, cum ar fi Klaas, Renault, Ferguson, sau, sunt utilaje bune. Singura problemă este servisul. Deci cumperi un tractor, o marcă de tractor, cum ar fi Steyr, da? Uh-huh. Nu este servisare decât la Piatra Neamț. Deci ca să-ți vină ăla de la Piatra Neamț, trebuie să te pui în genunchi la el. Și stai cu tractorul o lună de zile în campanie, când tu trebuie să produci, să semi, să-ți servișirezi, stai și l-aștepți pe ăla de la Piatra Neamț. Am dat un exemplu. Sau pe ăla de la Masei Ferguson, care servisul este la Călăraș. Celălalt capăt al țării. Da, exact. Deci foarte bune sunt utilajele, dar problema servisului ne omoară. Da, și în general, ce înseamnă pentru un fermier o săptămână în campanie? O lună? Dacă vorbim de o săptămână, e așa și așa. Dacă vorbim de o lună, înseamnă faliment. Deci faliment clar. 100%, vă dați seama. Că de la neplata, deci o combina în momentul în care mie nu-mi produce. Deci în campanie. Campania de vară ține o lună jumate, maxim două, dar nu ține două. Campania la rap, ți-e greu și orz. Dacă din luna asta care mie trebuie combina să-mi producă bani, să fac o prestare sau să-mi recoltez producția care o am eu pe firmă, dar combina asta stă, staționează, eu nu voi avea bani de plătit rata. Când nu am bani de plătit rata, mă bag în incident bancar, vine și mi-a combina. În momentul ăla nu mai ai nicio șansă de a scăpa. Bănuiesc că sunt foarte mulți care au tras linia așa. Sunt foarte multe firme care sunt la marginea prăpăstii datorită acestor utilaje străine. Cunosc fermieri care au luat combini sau tractoare, n-au avut servis, n-au putut să-și dezvolte afacerea, să-și lucreze cu utilajul lor, au închiriat utilaje, au plătit bani și au ajuns pe marginea prăpastiei. Deci chiar le-au luat utilajul din curte. Au venit firma de leasing cu banca și au rămas fără utilaje. Ele cumva sunt un rău necesar, în sensul că este greu cu servisul, dar în același timp avem nevoie de... Sunt vitale. Pentru că fără o producție de utilaje românești, cu puncte de servisare în numeroase centre... Nu mai trebuie să luăm în calcul utilajele românești. Deci ele nu reușesc să facă față. Niciodată. Bănuiesc, unde se mai produc acum utilaje românești? Da, s-a deblocat linia asta de tractoare românești pe lângă Brașov, pe undeva. Dar pentru micii fermieri sau pentru fermele mici, 5 hectare, 10 hectare, pentru lucrările astea ușoare,
Dar pentru fermele de mare anvergură tot ăștia rămân care. Deci dacă mergi la o prestare de servicii discalificate, digerli, așa, primul lucru când pui pe hârtie semnezi contractul, te întreabă ce utilaj ai, cu ce tractor. Asta e prima întrebare care te-o pune. Ce utilaj de ții, ce tractor de ții, de câți cai putere? Când vorbești de un tractor de pasuri, de cai semnezi un contract pe 1.200 de hectare, când vorbești de un tractor de 100 de cai, de 70 de cai, un să mergi la prestări. Da, nici nu poate fi luat în seamă, bănesc, acel fermier. Și este și concurență. Adică vorbim de o concurență acerbă. E un lucru foarte bun. Între firme. Datorită concurenței ne-am dezvoltat pe zona. Deci am văzut și-o luat colegul, fermierul de alături, tractor performant. M-am dus și eu la bancă, am luat tractor performant. Am văzut și-o la combină, mi-am luat și eu combină. Deci așa am mers la noi, zona Botoșani. Se spune că în agricultură este loc pentru oricine. Adică toți pot să mănânce dacă își văd de treabă. Absolut. Dar totuși, care este secretul unei producții bune? Secretul unei firme performante în agricultură? Care ar trebui să fie, eu știu, trei puncte esențiale, trei piloni de bază? Sunt mari fermieri sau vechi fermieri care au rămas cu terenurile la CAP-ul comasate. Uh-huh. Deci au moștenit de la CAP-ul toate terenurile alea în pachet. 800 de hectare, 1000 de hectare. Aia sunt fermierii care prin comasare, deci au un câștig de 25%. Pentru că au teren compact. Deci este o zonă de 800 de hectare unde o administrez de pe marginea asfaltului sau de marginea talalei. Și sunt zone, de exemplu, eu dacă am 800 de hectare în 200 de parcele, nu mai am cum să fiu la nivelul acela care are 800 de hectare. Și nici omogenitatea aceea. Exact. Comasarea e punctul forte în agricultură. Da, pentru că nici nu trebuie deplasate utilajele dintr-un loc de pe o parcelă pe alta. Ne mai spuneați investițiile. Investițiile, iarăși, este punctul cheie. Să ții pasul cu străinii și cu zile de astăzi. Am înțeles. Vom continua discuția noastră, dar după o scurtă pauză publicitară. Doamnelor și domnilor, revenim după câteva minute în direct. Doamnelor și domnilor, a revenit după scurtul moment publicitar alături de fermierul Petre Ciornei aici la Stânca. Discutam despre utilajele performante pe care le aveți, problemele pe care le întâmpinați cu servisarea. Cu toate acestea, mergeți prin țară și oferiți servicii în diferite zone geografice. Povestiți-ne cum ați ajuns să arați și să faceți lucrări agricole și pentru alți fermieri din toate colțurile țării. Să poți să-ți achiți ratele scadente la utilaje, la unul din utilaje. De exemplu, dăm de exemplu o combină. Deci suma pe care o ai de achitat la sfârșit de an sau când îți vine scadența la rată, nu poți să o acoperi din ce faci tu la tine 500 de hectare sau 1000 de hectare. Și ești nevoit să te deplasezi cu combina pentru că perioada de recoltat în sudul țării este cu undeva până la o lună de zile în avans. Deci zona de Tulcea, de Constanța. O zonă mai caldă. O zonă mai caldă se recoltează față de zona Botoșani cu 2-3 săptămâni. Mergem pe zona aia, facem contract, deplasăm combinele până acolo, recoltăm 2-3 săptămâni cât ne permite timpul și așa, și după aia ne retragem pe zona Botoșani să ne facem nouă lucrările de recoltat. Prin ce zone ați fost dumneavoastră? Păi am avut ani când am avut, 2 ani consecutive am fost undeva pe zona Tulcea, la Baia, la un fermier care deține undeva la 3.000 de hectare proprietate și arendă. Deci vreau să vă spun că fac niște producții extraordinare. Fac 10 tone la or și 9 tone la grâu. Deci ceea ce la hectar. La hectar. Noi unde ne situăm cu grâu? Cam pe la 6 tone maxim? 5-6 tone. Deci undeva la jumate din cantitatea care eu recoltează. Și după terminăm zona Constanța, avem contract cu Plantagro care ne finanțează cu inputuri, cu îngrășăminte, erbicide și pesticide, le facem și lor prestări de servicii de recoltat, în contrapartidă cu decontarea
inputurilor, deci facem compensări, după care venim pe zona Botoșani să ne recultăm suprafețele care le avem semănate. Asta este avantajul utilajului performant, că puteți face și aceste prestări, dar în același timp știu că mi-ați povestit că vă pot lăsa și la greu aceste utilaje. Exact. Deci am avut surpriza anul trecut, am achiziționat una din combini, deci nouă, m-am deplasat la Baia, am muncit jumătate de zi și în jumătate de zi mi s-a dus pompa de înaltă și injectoarele. Deci lucru care, vă dați seama că m-a tras pe dreapta cu o combină din asta, banca nu știe că tu n-ai lucrat și nu ai bani de achita rata. Și plus deplasarea? Plus deplasare, plus timpul pierdut, plus de acolo mi s-a tras toate anul trecut. Aceste combine în general merg bănesc pe trailere? Da, pe trailere sau pe roți. Am înțeles. Merg și pe roți, nu? Pe roți, da. Anul trecut le-am dus pe roți. Și cam ce viteză prinde? 20-25 km pe oră. A, deci... Într-o zi și o noapte, deci cu pauza de rigoare care se odinească mecanizatorul, ajungi la locul destinat. Da, spuneați că este o zonă agricolă puternică acolo, da, în sudul țării. Care ar fi, eu știu, secretele lor? Ce ați observat dumneavoastră? Umiditatea în exces pe malul mării, deci asta, zona Tulcea undeva, deci nu intrai la recoltat până la ora 12 ziua. Așa de mare era roa dimineața. Da, sunt într-o zonă în care, deci au exces de apă. Și asta îi ajută foarte mult. Ajută foarte mult. În schimb, la noi e o secetă, am înțeles că de câțiva ani. Sunt diferențierile astea de temperatură, bai cald, bai rece, ba plouă, ba nu plouă, bai seștă, bai exces de umiditate. Ați văzut cum s-a întâmplat și anul ăsta? Deci nu a plouat cât nu a plouat și când au venit ploile acum era în gând să te rogi la Doamne, Doamne, să nu mai ploaie câte neacă. Deci sunt culturi care n-au, culturi de primăvară care n-au mai putut fi recoltate. Deci mazărea a fost afectată 100%, calamitate. Greu ne-a rămas pe zoanele astea unde sunt mai Pișesul, Bașiaulul pe aici, nerecoltate. Deci sunt mulți fermieri care n-au mai apucat să recolteze datorită băltirii. Da. Și statul? Așteptăm. Așteptați încă despăgubirile? Prespun că nu o să dea nimic. Ca în anii 2016, când o fosește și n-am mai beneficiat nicio subvenție, nimic, nici de o calamitate. Da, dar în mod normal ar trebui să întâmple asta. Am depus în 2016 dosarul pentru seștă, pentru calamități, în funcție de gradul de afectare a culturilor, dar pauză. Așa a rămas până în 2018. În mod normal, legislația ajută sau încurcă fermierul român în momentul de față? S-au schimbat foarte mult lucrurile la Botoșani, la nivel de APA, la nivel direcție. Deci avem suport din partea direcției agricole și din partea APA. Deci chiar vă spun că s-au schimbat. De exemplu, sunt în control cu una din firme acum, deci nu mai sunt ingineri și controlori care erau de altă dată, care cu nasul pe sus și zbeau și trânteau și aici cade, aici cade, aici cade. Deci chiar avem o colaborare bună. Deci era un adevărat potop pentru fermier, mai ales. Exact, că... era un a doilea DNA, APA. Deci exact așa, APA la Botoșani era DNA-ul mutat la noi. Da. Da, eu știu, fără aceste subvenții s-ar fi putut dezvolta agricultura botoșineană în sistem așa propriu? Da și nu. Dacă o luăm și analizăm anii în care am făcut agricultură și fără subvenții, asta zic, ați făcut agricultură și Agricultură și fără niciun ajutor de la statul român. Dar la nivelul ăla de atunci. Uh-huh. Deci fără a putea să te dezvolți. Deci datorită sprijinului financiar care vine din subvențiile agricole, da, te dezvolți pe firmă, inclusiv și la dotări de tehnică și la achiziții de teren și la orice. Cu alte cuvinte, se face diferența între supraviețuire și performanță deja. Absolut. Noi mai avem agricultură de subsistență în Botoșani, în sat, agricultura aia care se făcea odată. Deci majoritatea țăranilor de rând au renunțat de a exploata terenul în regim propriu. Deci l-au dat spre arendă sau l-au vândut. Uh-huh. Deci un 30% de teren, din suprafața agricolă a Botoșanului este vândută la străini și la români. Dacă ar fi să fie centralizate datele la nivel de 2018, nivelul Botoșani, deci terenul din Botoșani, 50% este vândut. Fie vândut, fie arendat. 50%, mai repet, este vândut. Am înțeles. Deci a intrat în proprietate atât a străinilor, dar și a fermierilor români. Exact.
Sunt fermieri români care țin pasul cu străinii. Deci sunt fermieri români care ajung la nivelul fermierilor străini. Care credeți că este locul dumneavoastră în economia asta agricolă? Ce să vă spun? Este greu. Oricum, ca tehnologizare sunteți ca în tehnologizare, top. Da. Deci am tot ce înseamnă tehnică pentru a face o agricultură performantă, începând de la tractoare, utilaje de pregătit solul și combin de recoltat. Dar, aferent acestor utilaje, vă gândiți că sunt 2 milioane de euro credite la bănci. Deci ca să duci în spate 2 milioane de euro, să achiți ratele, să ții pasul lună de lună și an de an, până ieși de sub leasing, este foarte greu. Păi înseamnă că trebuie și mult curaj și nervi tari. Deci, mai mult decât curaj, trebuie să fii un pic și inconștient la ce te bagi. Deci când vorbești de 800.000 de euro combin și 1.000.000 și ceva de euro tractoare și utilaje, trebuie să fii un pic nebun. Da, chestii care se pot strica de altfel. Exact asta ce discutam anterior. Te lasă o combină de asta 300.000 de euro și ai ocazia să... Da, știu că vorbeați de mecanizatori. Cât de greu se găsește un mecanizator, un specialist, cât de greu se formează un specialist pentru asemenea utilaje, că bănuiesc că un asemenea utilaj nu poate fi dat chiar oricum, pe mâna oricui. Am schimbat regula de salarizare, deci fiecare mecanizator ia bani în funcție de ce produce. Deci ce lucrează într-o zi, centralizăm, la sfârșit lună ia bani. Pontaj, deci cum ar veni. Deci nu mai merge că trece luna, bate vântul și luăm bani. Nu. Fiecare. Sunt salariați care în campanie au luat și 8.000 de lei. 9.000 de lei pe lună. Da, pentru botoșani pare... Da. Asta presupune să fii specialist. Specialist, când îi dai la un om, la un mecanizator, un tractor de 250.000 de euro, vă dați seama că te supui la un risc. Deci prima dată trebuie să-l înveți, trebuie să-l școlarizezi, trebuie să mergi cu el o zi, două, o săptămână să vezi dacă corespunde sau nu corespunde, dacă nu, să-ți cauți alt mecanizator să-l formezi. Da, cât de importante sunt, eu știu, este apariția acelor școli de tractoriști, cum era odată, dar adaptate la nevoile moderne? Nu presupune un mecanizator la standardul acum actual, deci nu presupune o școlarizare de 2-3 ani. Deci în 3 zile, un mecanizator îl formează pe un tractor din asta performant. Îi aduce un specialist lângă el, îi arăți comenzile, îi arăți setările, îi arăți calculatorul și au sistemul de protecție foarte bine pus la punct. Dacă el greșește o comandă sau se întâmplă ceva, îi scade nivelul la apă sau nivelul la ulei sau îi crește temperatura, acel tractor se oprește automat. Deci, da, nu. Da, deci sunt foarte bine protejate cu senzori și cu tehnologie de ultima clasă. Deci nu are ce să strece la un tractor din asta, să spună din cauza mecanizatorului. Da, corect, pentru că mecanizatorul nu mai intră pe sub el, nu mai umblă la... Mecanizatorul nu-i face altceva decât se ține de volan. Atât. Am înțeles. Exact. Și îi setează deci adâncimea de lucru sau atât. În rest... Și cu toate astea se găsesc greu și oameni de genul ăsta. Se găsesc foarte greu, pentru că este concurență pe zonă, sunt foarte mulți fermieri pe zona asta și vă dați seama, datorită concurenței și oamenii sunt căutați foarte, deci sunt întrebați, specialiști, mă refer pe agricol. Da, în general tinerii mai muncesc în zona sunt rurală? Sunt plecați, foarte mulți sunt plecați, undeva la 70% sunt duși în străinătate. Procent foarte mare. Da. Și ce a mai rămas? Ce a rămas? Ne descurcăm cu ce avem. Am înțeles. Mai sunt situații în care nu ai ce face. Mai te urci într-o sărbătoare că nu ai angajat, te urci, îl deplasezi, îl muți un tractor. Asta e. Da, în general, totuși, cum spuneați, un om muncitor ajunge la aproape 100 de milioane vechi. Da. Pe lună, deci totuși este un salariu 2000 de euro, adică exact. ar trebui să fie, nu știu, un salariu motivant pentru a rămâne acasă. Tot. Care are familie întemeiată și are un scop în viață, rămâne lângă familie. Rămâne să câștigă foarte bine și în România. Dacă muncești, dacă nu muncești, corect. Nu ai de unde câștiga. Da, de obicei iluzia asta a Occidentului că acolo se câștigă ușor, cred că e o iluzie, dar... Cred că da. Ne-am înțeles.
Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? Care ar fi, eu știu, ideea dumneavoastră de a vă dezvolta afacerea? Deci legat de suprafețe, să poți să mai rendezi, zona este atât de strânsă, deci nu mai este loc de luat. Să spui așa, vreau un hectar de pământ să-l arendez, nu mai este de unde, pentru că zona este închisă. Ei s-au orientat, care au plecat la Agromec, care au rămas la mine, care au plecat la Merticaro. Deci nu mai așa, să zici, mai scăpi un hectar de la tine, e nemulțumit unul și pleacă la ăla sau de la ăla partea asta la altă. Dar rest... Deci lucrurile sunt foarte strânse aici. Foarte strânse, da. Deci rămâi la nivelul la care ești. Doar dacă se ivește posibilitatea să cumperi. Deci să faci un credit, să ivească o portiță, să cumperi undeva 10, 50, 20 de hectare. Practic teren. O fermă. Sau mică. Eventual o fermă, da. 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 De mai mici dimensiuni. Noi de obicei n-am cumpărat românii, noi am vândut. N-am fost capabil să cumpărăm financiar, n-am fost potenți. Da, în general a fost perioada aia după 90 în care au rămas, eu știu, acele clădiri ale CAP-urilor, utilajele CAP-urilor, semeaurile și totuși oamenii au distrus, au furat. Prea puține au continuat, să zicem, treaba. Știți cum, și vis-a-vis de utilajă, că toată lumea a spus, băi, s-a distrus fabrica de la Brașov, s-a distrus CAP-ul. Pe undeva în viziunea românului este un lucru deranjant, un lucru rău, s-a format CAP-ul, dar nu mai erau clădirile alea competitive cu volum de cup de aer sau la tractoare, să facă românul un tractor performant cum îl face Fendo sau Clasul. Sau... Deci nu există. Deci oricum, inevitabil da. Se întâmplă asta. Da, inevitabil. Deci nu puteai să rămâi să lucrezi cu tractorul de la Brașov, tractorul românesc. Deci trebuia să rămâi la nivelul ăla de 50-15 hectare sau 100. Sau să aduci 40 tractoare în alea și 40 de români, de tractoriști și să lucrezi 1000 de hectare. Cum era înainte, o fermă de 1000 de hectare la un CAP avea 25 tractoare. Și acum câte aveți? O fermă de 1000 de hectare o ține un singur tractor. Hai, e diferență uriașă. Un tractor din ăsta, de mare capacitate, de da. Pentru că lucrările nu le faci toate odată, să spui, băi, 1000 de hectare, luna asta trebuie să le lucrezi. Nu, pentru că intervine, ai rotația culturilor, semeni rapsi, semeni greu, semeni... Și din toate câte un pic, deci se decalează timpul. Deci semeni greu toamna, restul, porumbul și floarea, le semeni în primăvară. Deci ai timp să te joci să le lucrezi. Și cât costă un tractor de 400 de capete? Costă 220.000 de euro plus TVA, undeva la 280.000 de euro. Sumă foarte mare. Da. La care adăugăm... Un utilaj în spate, undeva 60 până într-o 100.000. Am înțeles. Pregătit. Am înțeles. Deci ajungem deja la 300 și ceva de mii de euro. Exact. Plus mecanizator. Absolut. Și întreținerile care trebuie făcute, corespunzătorul orilor de funcționare. Da, că într-adevăr, investiția aduce performanță, adică un tractor face cât făceau 25 exact. De tractoare. Și nu ai de-a face cu 25 vremuri. De oameni. Lucrezi cu un singur specialist, el are normă pe oră, pe suprafață, deci el știe foarte clar că în 8 ore de muncă trebuie să facă suprafața de descarificat sau de arat. Deci el se încadrează să-și facă treaba conform... Da, normei pe care o are de făcut. Agricultura deja este știință curată, nu exact. Mai vorbim de zborul cocorilor și așa exact. Mai departe. Eu știu, dacă vorbim de muncitori necalificați, calificați, care se găsesc greu, ingineri se mai găsesc? Am ajuns, deci să nu mai avem nevoie de 10 specialiști, cum era la CAP-ul. Uh-huh. Inginer agronom, inginer mecanic, inginer nu știu pe ce domeniu. Nu. Ne administrăm ferma și din punct de vedere al inginerului agronom și al inginerului mecanic și facem treaba într-o echipă mică. Nu avem nevoie de prea mulți specialiști. Da, acum într-adevăr, cu mecanizarea s-a redus numărul de personal. Exact. Pe un tractor avem un mecanizator la 1000 de hectare. Și bănuiesc că de întreaga societate poți să răspund un singur exact asta om. El știe ce ar de făcut în momentul în care s-o treze dimineața din somn și s-o urca pe tractor, el știe treaba, nu trebuie să stea cineva la fundul lui să-l dirigeze adâncime, densitate sau restul, nu. El deja știe. El din birou pleacă cu lecția învățată. Da, și sunt toți acei indicatori care exact. Trebuie bineînțeles că trebuie după... controlați, nu trebuie lăsați din capul lor.
Dar dacă îl trimit la prestări, deci aceeași treabă, are specialist la urma lui care îl coordonează și îl dirigează ce are de făcut, la mine în fermă îi coordonez eu. Am înțeles. În general, eu știu, producția este, bănuiesc, în normată exact, adică se știe clar la ce adâncime, ce tip de sămânță. Deci toate depind și de factorul om, dar și de factorul, deci vorbim de ploi, de toate astea, dar toate depind și de factorul om. Deci trebuie să faci o lucrare de calitate, trebuie să faci un semănat de calitate, un erbis de calitate, dar în momentul în care nu te ajută Doamne, Doamne, și nu te plouă. Și cum au reușit mari fermieri totuși să iasă din acel impas, al acelei secete cumplite de acum 2 ani, ale cărei efecte le resimțim și astăzi? Cum au ieșit din impas? Fiecare fermier ori a avut o rezervă de financiară în conturi, ori s-au supra-îndatorat. Deci au făcut datorii în continuare. De exemplu, dacă am avut la o firmă de inputuri, am rămas pe restanță cu 100.000 de euro, da? Nu mi-a luat gâtul. Deci m-am dus cu restanța aia și pe anul următor. Deci am mai luat inputuri în continuare, în ideea că anul următor faci producții și țăchiți și coada din urmă, cu dobânzile aferente care trebuie să le suporți. Da, știu că o mare problemă, o altă problemă dincolo de secetă, că era așa, când era secetă nu se producea nimic, când ploua iară se mai stricau anumite culturi, dar cum spuneați, există și producții record. Da. Dar acolo apărea o altă problemă care prețul. Se confrunteau mulți fermieri. Exact, erau prețul și depozitarea. Hai să vedem la dumneavoastră cum a fost situația. Că să începem cu prețul ăsta de cumpărare a produselor agricole. Cum a variat acesta și cum ați reușit să faceți față? Deci, luăm în calcul că suntem undeva la 700-800 de kilometri de port. Uh-huh. Deci, totdeauna, deci, prețurile vor fi pe tonă cu 1000 de lei mai mici, cu 100 de lei mai mici pe tonă, deci care luăm în calcul transportul. Și toate prețurile coordonează portul. Acolo este bursa cerealilor care, dacă este barjă la încărcat, este preț la porumb. Dacă nu este încărcat, trebuie să-l depozitezi, să aștepți. Și automat prețul mei. Vă dați seama, sunt costuri și depozitare, să nu credeți, dacă depozitezi, nu sunt costuri. Sunt costuri cu depozitarea, cu încărcarea, cu descărcarea, cu stocarea lor. Și ai ocazia, deci sunt ani în care, deci mari achizitori de cereale, deci au achiziționat porumbul, de exemplu, la un preț, a scăzut prețul porumbului, au pierdut. Sunt și ani în care au câștigat. Dar trebuie să asumi riscul ăsta. Practic, există un control la acestei burse portoare? Nu. Deci, acolo e surpriză. Controla. Acolo. Ajunse cu camioanele și... Atât. Dar, cum vă mai spuneam, nici nu poți să iei ca fermier la 1000 de hectare, să iei să-ți faci tu prețurile pe port. Trebuie să dai marfa aici pe zonă. Am înțeles. Există, eu știu, o piață de desfacere bună pe zona Moldovei? Da. Cam care ar fi zonele unde... Sunt mulți achizitori și datorită faptului că sunt mai mulți, este o concurență a prețurilor. Dacă la grâu a pornit prețul grâului cu 60 de bani, vreau să vă spun că astăzi a ajuns grâu undeva, grâu de panificație, la 80 de bani. Deci, un preț bun. Da, un preț foarte bun pentru fermier. Da, spațiile de depozitare, o altă problemă a fermierului, pentru că se întâmplă să nu obțină un preț bun, ar putea să-l stocheze, eu știu, în așteptarea unei... Stochez în momentul în care ești potent financiar, să ai o linie de credit și te descurci cu plata inputurilor la termen. Pentru la inputuri, de exemplu, ai scadență, ai scadențe la grâu și ors, ai scadențe la floare, da? Stochezi marfa, într-adevăr, o depozitezi, dar trebuie să achizi datoria față de dealeri de bierbicide. Corect, adică trebuie potență financiară mare, exact, pentru speculația la bursă. Exact. Stochezi marfa, dar eu trebuie să-mi achizi datoriile la distribuitorii de inputuri, la firmele care îți dau inputuri, supraviețuiești. Și bănuiesc că este și un risc cu stocarea asta, pentru că îl stochezi în căutarea unui preț mai bun, dar s-ar putea, exact, să fie și un preț mai mic. Tot în legătură cu distribuția, se vorbea la un moment dat, se punea problema închiderii lanțului de producție. În ce sens? Fermierul să aibă să și producă, să aibă și spațiu de stocare, să aibă și... Foarte greu.
Dacă vă uitați ce se întâmplă și în țară cu pesta porcină și cu astea, deci cum închide ăsta de la Arad circuitul de producție, deci face porc, da? Crește porc. Acum îl închide și cu porcul. Unde-i circuitul? Nu mai are ce face cu circuitul, exact. Că dispare materia primă. Exact. Bănesc așa e și în agricultură, dacă vă dispare exact. Materia primă, degeaba mai aveți moară și brutărie. Suntem undeva la început de drum. Deci ne concentrăm foarte mult să ne achităm scadențele astea la utilaje deocamdată. Deci să fim, să le ținem în grafic ratele și să putem să nu clăcăm la un moment dat. După care o să încercăm să ne dezvoltăm și pe altă ramură a producției. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați primit, că ați discutat cu noi și vă doresc mult succes în continuare la afaceri, evident. Mulțumesc. Da, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi și vă doresc o seară bună în continuare.